Săptămâna porților deschise la filialele Universității de Vest Vasile Goldiș s-a încheiat la Marghita, unde studenții și cadrele universitare au avut ocazia să primească vizite de la grupuri de elevi din liceele din Marghita și din apropiere. În cadrul acestui eveniment am invitat liceele din municipiul Marghita, Colegiul Național Octavian Goga, Liceul Teoretic Horvat Ianoș și Liceul Tehnologic Horea. Alături de aceste licee au fost invitați elevii din clasele a 12-a de la Liceul Petru Fișandor din Săcuien, de la Liceul Slovac Iosef Kozacek de la Budoi, onorându-ne cu prezența invitației. În cadrul filialei Marghita, la ora actuală, se derulează programul de studii marketing, specializarea marketing, în cadrul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie, la care așteptăm cu mare drag ca cei care ne-au vizitat astăzi să fie studenții noștri de mâine, în noul an universitar. Mă numesc Bani Marc. Sunt consilierul viceprimarului din Marghita, domnul Joel Demian. Domnul viceprimar vă transmite susținerea dânsului în tripla sa calitate, atât de edil, viceprimar, cât și consilier local, respectiv absolvent al Universității de Vest Vasile Goldiș. Dânsul consideră că promovarea învățământului universitar, dar nu numai învățământului universitar, ci și a cursurilor de calificare profesională pe care universitatea le pune la dispoziția celor interesați este un aspect foarte important la nivelul educațional al localității noastre, motiv pentru care a susținut și va susține în continuare tot ceea ce ține de posibilitatea în cadrul legislativ și în funcție de context a dânsului pentru a putea promova și a putea menține acest deziderat, în sensul că universitatea să-și perpetueze studenții, atât actual cât și viitor, și să-și poată continua activitatea într-o perioadă cât mai îndelungată de acum încolo. Alături de echipa de promovare au fost profesor Dorina Ardelean, membru fondator al universității, dar și prorector conferențiar universitar dr. Andrei Angelina, care a transmis un mesaj de bun venit din partea conducerii Universității de Vest Vasile Goldiș. În perioada 24-28 aprilie, studenți și cadre universitare din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș, de la mai multe specializări din Arad, au pornit într-un turneu la colegii de la filiale. Aceștia au străbătut țara în turneul care le-a dat ocazia de a face cunoștință cu colegii din Baia Mare, Satu Mare, Marghita și Zalău. Cu prilejul activităților desfășurate de-a lungul întregii săptămâni în cadrul filialelor universității noastre, am avut totodată oportunitatea de a le vorbi elevilor despre câteva dintre proiectele pe care noi le desfășurăm în cadrul universității și aici vorbim despre proiecte de donare de sânge și totodată sănătate orală.